Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea de această dată ce se întâmplă pentru Capricorni în luna martie și vom vedea ce se întâmplă atât ca etalare generală în cafea, dar și separat pe iubire, carieră, familie și prieteni și sănătate. De asemenea, aș dori să vă anunț că dacă aveți nevoie de detalii personale, le veți găsi toate detaliile în descriere. De asemenea, dacă aveți anumite sugestii pentru detalii, am să vă rog să le lăsați în comentarii și să îmi spuneți în comentarii dacă rezonați cu detaliile. Dacă aveți sugestii legate, nu știu, cam orice, așa. Sunt deschisă la sugestiile voastre și doresc să fac anumite modificări în ceea ce privește canalul, pentru că nu aș vrea ca lucrurile să fie destul, să nu fie prea stagnante, așa că aștept propunerile voastre. Între timp, eu deja m-am apucat de ideile, proiectele mele și să vedem în cât timp reușesc să le duc până la bun sfârșit și să le public. Bun, să începem. Deci pentru voi, în primul rând, vă fac destul de nu prea ok, în sensul în care e ca și cum pur și simplu simțiți că toate drumurile vi se închid, nimic nu este ok, vă simțiți de unii singuri, vă simțiți că toată lumea are ceva cu voi, toată lumea cere de la voi. Cei care aveți copii, considerați că acești copii în această perioadă fac anumite lucruri anume să vă enerveze, ca și cum ați zice, cum era în desenele animate, că aveți copii ca niște mici diavoli tasmanieni. Așa, pur și simplu simțiți că toată lumea de la mic la mare are o problemă cu voi și lucrurile rele vi se întâmplă numai vouă și luați lucrurile într-un fel foarte, foarte negativ. Este în această perioadă destul de pesimist, destul de contraproductiv. Nu prea văd ce ați reușit voi să scoateți din toată chestia asta, sincer, dar vi se pare că totul merge din rău în mai rău și nu mai există speranțe și toate posibilitățile, toate relele au apelat la voi. Cam așa resimțiți voi. Și ni se alătură aparent și mausii. Bun. Așa. Practic, nu văd ca pentru voi lucrurile să se îmbunătățească până ce voi nu începeți să percepeți altfel lucrurile. Voi trebuie să învățați să vedeți altfel lucrurile, nu să vedeți totul ca fiind un blestem, o problemă, un, nu știu, o încurcătură creată din adins sau ceva de acest gen. Lucrurile pur și simplu se întâmplă și ele trec. Practic, voi rămâneți destul de ancorați pe probleme și uitați să vă bucurați de ceea ce aveți în mare parte în această perioadă. Deci, începeți să practicați liste de gratitudine sau, nu știu, un fel de table de viziune, în sensul în care voi vă puneți pe o tablă cam ceea ce vă doriți să se întâmple și vă concentrați pe acele lucruri zilnic și ușor, ușor veți vedea cum starea vi se îmbunătățește când stați efectiv concentrați strict asupra acelor lucruri, în sensul în care vă gândiți cum v-ați simțit dacă ați avea acele lucruri în momentul prezent și o să sesizați că începeți să aveți o senzație de bine și parcă lucrurile nu sunt chiar atât de rele. Și începeți ușor, ușor să atrageți lucruri bune, chiar lucrurile pe care vi le doriți, dar trebuie să ieșiți din starea asta pur și simplu pentru că așa nu rezolvați absolut nimic. Vă înțeleg că aveți probleme în această variantă. Înțeleg că sunt foarte multe lucruri pentru unii dintre voi. Sunt anumite facturi care pur și simplu s-au adunat foarte mult și posibil să nu înțelegeți de ce sau să fie o eroare în legătură cu anumite contoare. Sunteți destul de predispuși la chestia asta în această lună, dar pot să zic că lucrurile se vor rezolva și pur și simplu veți avea niște rezolvări la care nu v-ați fi gândit niciodată că vi se poate întâmpla fix vouă, dar numai din punctul în care voi începeți să gândiți mult, mult mai pozitiv, nu înainte. Deci nu încercați să ziceți, da, mă gândesc numai negativ și poate, poate se întâmplă ceva, câștig la lotul, nu știu. Pentru că asta nu o să se întâmple atâta timp cât voi gândiți în felul acesta, sincer.
Nu știu ce vreți voi să obțineți cu această gândire, dar nu obțineți nimic bun în această perioadă. Bun, pentru voi, prinde foarte bine în această perioadă să mâncați legume care sunt în mai multe straturi. De exemplu, cum ar fi anghinare sau cum ar fi ceapă, legume de acest soi, practic. Tot ce țin, sau varză, sau tot ce e mai multe straturi vă face bine. Nu știu exact ce influență va avea asta pentru voi, dar dacă asta mi se, asta vă zic. Bun, de asemenea, aș putea zice aici că puteți să aveți un gând efectiv să mergeți într-o zonă de pescuit, într-o zonă cum ar fi, nu știu, ceva special amenajat sau o zonă în care știți voi că e mai liniște pentru a vă aduna gândurile. Văd să fie productiv, doar problema este că atunci când ajungeți acasă, e ca și cum toată perioada aia de liniște pe care ați avut-o voi, ați aruncat-o la gunoi și reveniți la starea normală. Nu, nu e ok. Bun. Trecând de această parte, să vedem la iubire. Opa. Numai un pic să ne asigurăm că se vede aici. Vedeta. Așa. Nu ignorăm marile personalități. Așa că am auzit. Bun, aici în legătură cu situația amoroasă nu văd schimbări drastice, nu văd schimbări foarte mari. Văd că lucrurile se întâmplă destul de ok, destul de liniștit, destul de calculat pe locuri, în sensul în care partenerul vostru, știindu-vă starea de foarte multe ori, își poate calcula stările și ceea ce zice pentru să nu, ca pe voi să nu vă supere și mai rău. Dar, pe de altă parte, simt cu chestia asta, chiar dacă există apropiere emoțională, chiar dacă există sentimente, chiar dacă există dorință de a fi cu persoana iubită și a persoanei iubite de a fi cu voi, văd o oarecare răceală și o oarecare încercare de a vă descifra, de a înțelege ceea ce se întâmplă, pentru că aici s-ar putea ca în cuplu voi să nu neapărat să fiți în cea mai bună situație de comunicare, cu toate că sentimentele sunt acolo, grija unul pentru unuia pentru celălalt este acolo, toate elementele necesare pentru relații sunt încă acolo, dar comunicarea nu este la nivelul la care ar trebui să fie în această perioadă și aici ar trebui să aveți un pic de grijă. Pentru carieră, sincer, în această perioadă, pentru voi, mai ales cu optul de cupe și cu moartea, nu văd situații ok, în sensul în care nu văd ca și cum ar fi ceva de lungă durată care să vă găsiți destul de curând, ci din contră, dacă ați avut colaborări, acestea se cam încheie, chiar dacă pot fi, nu știu, destul de stabile, cu loc de muncă. Aici îmi este destul de mult că voi veți decide să plecați, după care veți avea o tendință ca totuși să mai rămâneți, după care până la urmă decideți că tot până la urmă mai bine plecați. Din punctul acela, voi o să aveți destul de multe opțiuni, dar o să aveți o inabilitate de a alege corect, tocmai din cauza situației instabile în care vă aflați voi. Deci voi aici aveți niște probleme care nu vă lasă nici să interacționați cum trebuie cu persoana iubită, nici nu vă lasă să lucrați și să vedeți opțiunile de muncă cum trebuie. Aveți o neliniște efectiv foarte, foarte mare. Nu se știe încă pentru ce și de ce, dar nu puteți să vă ocupați de absolut nimic. Iar voi, dacă încercați acum să vă ocupați mai mult de locul de muncă sau mai mult de relații, riscați să stricați mai mult decât faceți. Așa că este mai bine să luați o pauză și pe cât posibil să vă ocupați exact de problema de care trebuie să vă ocupați, indiferent care ar fi ea. Desigur, acestea sunt etalări generale, dar cine se găsește într-o astfel de situație, ar fi mai bine
să se ocupe strict de problema care dă atâtea bătăi de cap și după să reia ușor ușor cu locul de muncă și cu persoana iubită, pentru că altfel riscă să piardă tot. Și când zic tot, chiar mă refer tot. Bun. Pentru familie și prieteni. Ok, aici lucrurile încep să... Pentru familie și prieteni. Bun. Pentru partea de familie, familie însemnând soție, copii, lucrurile rămân destul de rigide, lucrurile rămân destul de blocate, lucrurile rămân destul de logic gândite aici. S-ar putea ca unul din problemele care se regăsesc să fie la structura de familie, în sensul de mamă, tată, copii, și de acolo să pornească alte probleme. Poate să fie, de exemplu, neînțelegerea soților între anumite aspecte, însă ceea ce mi se pare interesant este că la partea de iubire mi-a ieșit că există sentimente, dar nu există comunicare. Aici fie există neînțelegeri între soț și soție, fie, dar neînțelegeri destul de grave, cu toate că relația încă încearcă să funcționeze, pentru că sentimentele încă sunt, fie aici partea de familie total separată de partea de iubire, în sensul în care se pot regăsi situații de trio, se pot regăsi situații mai complexe, pentru că, într-un fel, partea de iubire era mai liniștită și acum partea de familie e destul de blocată și vine exact în opoziție cu partea de iubire care ne-a ieșit și anterior, care, din nou, ne arată că lucrurile sunt destul de ok și liniștite. De aia zic, aici sunt doar aceste două posibilități, nu văd altceva, dar oricum ar fi, rezolvați-vă problema. Pentru că pe voi vă văd destul de blocați, așteptați o inspirație divină, așteptați o idee, un indiciu, dar indiciul pe care îl așteptați voi pur și simplu nu mai vine, pentru că voi trebuie să luați acțiune, nu trebuie să mai așteptați alte indicii. Bun. Și sănătate. La sănătate, să vedem. Opa. Aici aveți grijă, pentru că voi ignorați și ignorați cu bună știință anumite simptome pe care voi le resimțiți. Tindeți să credeți că nu sunt așa de grave, însă cam sunt. Aici poate să fie o problemă care iasă în evidență, mai ales în momentul în care voi ridicați anumite greutăți, în momentul în care faceți efort excesiv. În acel moment resimțiți anumite dureri ca un fel de junghi, ceva de acest gen, dar tindeți să ignorați și să vă forțați în continuare și asta nu vă duce la lucruri bune. Chiar dacă nu vă dați încă, unii dintre voi nu știți exact care ar fi problema, dar aici mai sunt și persoane care știu și totuși o ignoră. Deci încercați să nu ignorați aceste simptome, încercați pe cât posibil să vă duceți să faceți investigațiile de rigoare, pentru că aici riscați să amânați un pic cam mult o problemă ce s-ar putea rezolva dacă voi ați alege să faceți acest lucru. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această detaliere și să ne revedem cât mai curând. La revedere!